este păcătoasă, atunci când ea vrea ceea ce Dumnezeu zice nu e bun pentru tine. Nu e interesant că vina e Edenului. Dumnezeu îi dă omului libertatea de plină. Și a zis așa, puteți să mâncați din toți pomii din grădină, virgulă, cu excepția cutărui pom. Nu vi se pare ciudat că acolo în grădina Edenului nici nu trebuie să-mi imaginez cum a fost grădina aceea Edenului. Dar mi se pare ciudat să știu că dintre toți pomii aceia, dacă te duci doar în grădina botanică din Cluj, dacă te duci în farmă meteorologică, nu mai știu unde, Bazoș, Timiș, sau nu mai știu ce, sunt sute și sute de specii. Îmi imaginez că erau tot felul de pomi. Nu e interesant că femeia, jumătatea pomului, interesant dintre toți, începea să facă cercuri tot mai mici și mai strânte pe lângă pomul cunoștinței binelui și răului. De ce tocmai acolo? Și interesant, cu cât se apropia mai mult de pomul acela, venea șoapta șarpelui, care îi zicea, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Oare a început să se semene îndoiala? După aceea, a început să se semene îndoiala cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, după aceea, îndoială cu privire la caracterul lui Dumnezeu, zicând, a, Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, din pomul acela veți fi ca Dumnezeu și de-aia nu vrea Dumnezeu să-l luați de acolo. Și iată că încetul cu încetul, pofta nelegitimă a început să încolțească, femeia a întins mâna, a dat și bărbatului ei și rasa umană trage conoasele unei pofte nelegitime. Dragi mine, aș vrea să vă chem să înțelegem astăzi că cele mai mari tragedii, cele mai mari drame au fost aduse tocmai de poftele nelegitime. Tragedia din Eden s-a datorat poftei nelegitime. Ați auzit despre Acan? Ați auzit? Cei ce citiți Scriptura, dacă uitați în cartea lui Iosua, îl veți găsi pe unul cu numele Acan, care făcea parte din oastea lui Israel, menită să cucerească țara Canaanului. În poporul lui Dumnezeu era acest Acan. Și Dumnezeu zisese față-față cu zidul Ierihonului, a zis, Domnul vă va da miluință, dar să nu vă atingeți de nimic din ce este acolo. Acan a văzut, a poftit și a luat. Acan și toată familia lui a pierit datorită poftei. Și nu numai atât, întreg poporul lui Israel a avut de suferit din cauza poftei lui Acan. De Ahab, ați auzit, ăsta a avut poftă să se facă grădina, era împărat. A avut poftă să se facă grădina, a văzut via lui Nabot și a zis, ce bine mi-ar plăcea mie să fac o grădină aici. Pofta aceasta nelegitimă l-a condus spre blestem și spre necaz. Aduceți-vă aminte de David, omul după inima lui Dumnezeu. Din cauza unei pofte nelegitime, a avut de plătit amar, un preț greu a avut de plătit. Aduceți-vă aminte de Iuda, apostolul Domnului, unul din cei 12. Pofta după sătulețor, pofta după pungă, după bani, l-a făcut să-l vândă pe Mântuitorul și apoi să-și pună ștreangul și să încheie viața. Pofta l-a dus acolo. Anania și Safira, doi credincioși din biserica primară, pofta i-a dus la moarte.
Și sigur că mi s-ar putea continua, dar aș vrea să înțelegem astăzi fiecare dintre noi. Pofta nelegitimă este osândită pentru că atunci când ea este primită, acceptată în noi, când o lăsăm să-și facă jocul în viața noastră, pofta face mari pagube omului. De ce e greșit să fii stăpânit de poftă? De ce e greșit? Uitați-vă, sunt câteva lucruri pe care le numim numai, ca să putem să intrăm în tema noastră din această zi. Pofta e greșit să te stăpânească pentru că ea te conduce spre credința, potrivit căreia lucrurile, realizările, împlinirea dorințelor tale te-ar putea face fericit. Asta vine pofta să-ți spune când te stăpânește. Dacă ai poftă de bani, zici, o, dacă aș câștiga eu bani mulți, atunci chiar aș fi fericit. Întrebați-i pe toți bogații din lumea aceasta și veți vedea cât de fericiți sunt. N-ați auzit despre bogați care se simt ucit? Luați în calcul, dragii mei, dacă vreți, orice alte pofte, dacă aș fi o celebritate, întrebați marile celebrități din lumea asta. Toate celebritățile sunt fericite? No way, Jose. Nu e adevărat. E greșit să te lași stăpânit de poftă, pentru că în momentul când te lași stăpânit de ea, ea vine să-ți șoptească la ureche și să-ți spună că lucrurile te fac fericit. Zi, eu stau înaintea voastră să vă spun, cel ce te poate face fericit este, ziceți voi, ziceți mai tare, mă n-aud. Cine te poate face fericit? Desmulțiți-vă, băi mărenilor, cine te poate face fericit? Amin. Iisus și numai El ne poate face fericiți. Apoi, știți ce se întâmplă? Pofta, dacă o lași să te stăpânească, te jefuiește de bucuria prezentului. Pentru că ce se întâmplă, știți ce? Îți spune pofta. Când vei face cu tare lucru, atunci vei fi fericit. Și în loc să fii fericit acum, știți voi povestea aia? O știți sigur că e o poveste interesantă și se spune prin biserici. Cu omul dintr-o țară civilizată se duce într-o țară din lumea a treia. Și acolo îl găsește la un moment dat un pescar care a pescuit și a pus peștele la prăjit, a mâncat bine și stătea la umbră, trai și viață la el. Și ăsta, mare antreprenor, om care cunoștea succesul, s-a apropiat de el și a zis, măi, aș vrea să te învăț eu un lucru bun, aș vrea să te învăț ceva. De ce stai acum și dormi, când ai mai putea să prinzi niște pește? La care omul zice, de ce să fac eu cu pește? De ce să mai prind? Am mâncat, e în regulă. La care omul spune, păi stai să-ți spun, dacă pescuiești ceva mai mult, îl duci la piață pe cel care îți rămâne, câștigi niște bani. Și ce să fac cu ei? Păi cu banii aceia îți cumperi toți o barcă, și cu barca aceea te duci undeva larg și pescuiești cu ei, și mai mult pește, mai mult pește, și ce să fac cu el? Păi dacă ai mai mult pește, te duci în fiți, faci mai mulți bani. Și după ce ai mai mulți bani, îți mai angajezi 2-3 pescari care să lucreze pentru tine și să vezi că prin și mai mult pește. Și dacă prin mai mult pește, ce? Păi după aia să vezi, îți mai iei o barcă. Și din ce în ce mai mult vei face, ai să faci casă, să faci firmă, să faci ce trebuie. Și la ce m-a ajutat asta? Și după aia vine vremea când poți numai să stai liniștit. Stai liniștit și alții muncesc pentru tine și tu trăiești bine. La care omul stă și zice, bine, dar acum ce fac? Nu stai liniștit. Dragii mei, există iluzia aceasta pe care pofta ne-o sugerează că vom fi fericiți cândva, când îi vom da curs, când o vom împlini. Și asta ne jefuiește de bucuria prezentului, de bucuria fiecărei zile. Și nu e drept. Și apoi nu mai atât, dar pofta așează valiere între noi și semenii noștri
il privilegio che ce l'alza come competitori, il privilegio che ce l'alza come uomini, per quale volesse il prece, sau uomini spre poziția cărora tindem. Ajungem, dragii mei, să iubim lucruri și să folosim oameni, în loc să iubim oameni și să folosim lucruri. Dar haideți să înțelegem astăzi că este o datorie a oricărui creștin să țină în stăpânire poftele ori de câte ori ele caută să se manifeste în mod nelegit. Este datoria fiecăruia dintre noi să învățăm să punem pofta în cui. Să le ținem în frâu pe ale noastre pofte, ori de câte ori ele vor să se manifeste în mod nelegitim. Și vreau să vă spun, dragi tineri, pe acest teren, pe terenul luptei cu pofta, aici se câștigă marile biruințe, marile bătălii spirituale se câștigă pe terenul acesta de luptă. Lupta cu pofta. Sigur că